Irina, după toate cele spuse pe material, în live a plusat, întreba concurenții cine mai gândește la fel ca ea. Și am auzit-o pe doamna Ana spunând că aceeași impresie o are. În Maria crede, e sigură de sentimentele ei, s-a și văzut acest lucru, că îl iubește pe Antonio. În schimb, nu prea crede în sinceritatea lui Antonio, spunând că a pus-o cumva pe gânduri faptul că i-a transmis mamei sale un mesaj în care îi spunea să aibă încredere în el, iar anemona a completat că nu poate să explice mai multe atunci. Și că asta ar fi dat de înțeles că e vorba doar de o afacere, între ghilimele, să câștige niște bănuți. După, doamna Simona a adus și informația din dosar la televizor, în care se scria că ar avea nevoie de 25.000 de euro și că s-ar potrivi foarte bine cu partea lui de premiu. El a zis că mai trebuie să pună 5.000, da, una e să pui 5.000 de euro și alta e să pui 25.000. Acum, dacă e sau nu așa, vom vedea în timp și cel mai bine știe Antonio ce este în mintea lui.